Aur în frunte cu George Simeon participă în front, în forță, la reconstrucția uh, caselor uh, distruse de uh, furia uh, naturii. Uh, oamenii uh, nu au decât uh, cuvinte de mulțumire uh, față de acești uh, constructori uh, improvizați, uh, îmbrăcați în galben, uh, care merg aproape în toate localitățile uh, lovite de furia apelor uh, pentru a susține uh, refacerea cât mai grabnică uh, a vieții normale a locuitorilor de acolo